Prin anii 2015, jihadiștii radicali din statul islamic au pătruns în Mosul, în Irak. Acest oraș, odinoare, era populat de mulți creștini. Unii spun că până la 10.000 sau chiar mai mult. Unul dintre creștinii practicanți din Mosul era și Isaac al Karain. Odată ce jihadiștii pătrundeau în orașul cucerit de aceștia, însemnau casele creștinilor cu litera N vechiul Nasara sau creștin. De îndată ce pe casă era pus această literă, practic locuitorul casei avea la dispoziție două posibilități. Teoretic erau trei. Fie să plătească un tribut noilor cuceritori, fie să treacă la credința islamică, fie să plătească cu propria viață. În practic erau două. Fie să plătească cu propria viață, fie să se convertească la islamism. Imaginează-ți că ai avea posibilitatea să pui mâna pe telefon și să suni pe unul dintre puținii creștini care au rămas în Mosul în momentul în care islamiștii au pătruns. Ce le ai sfătuit pe Isaac al Karain, unul din cei 10.000 de creștini din Mosul, să facă? Să treacă la islamism sau să plătească cu propria viață? Istoria lui e fascinantă, Însă, dincolo de istoria punctuală a acestui creștin, în cartea evrei găsim cuvinte de învățătură adresate creștinilor care erau tentați să părăsească credința creștină. Această ofertă de a părăsi credința creștină venea în urma încercărilor prin care treceau. Creștinii convertiți din iudaism și-au dat seama că odată cu trecerea la creștinism, viața nu a devenit comodă. Din contră a devenit mai grea. Și pe bună dreptate se întrebau dacă nu cumva alegerea lor a fost neinspirată. Astfel că autorul Cărții Evrei găsește de bine să le scrie acestora un tratat prin care să arate superioritatea Evangheliei. Iar în capitolul 11 le oferă câteva modele de credincioșie în momente grele. Printre marii oamenii ai credinței care au rămas fideli lui Dumnezeu în momente grele se număra Avram. Acesta a fost testat de Dumnezeu în feruite moduri. Și poate cel mai grav și greu dintre ele a fost chiar atunci când a fost chemat să jertfiască propriul fiu. Ce l-a determinat pe Avram să rămână în credință când aparent lucrurile se complicau în viața lui? cel poate determina sau ce l-a putut determina pe Isaac al Carain din Vechiul Mosul să rămână credincios lui Dumnezeu când viața era pusă în pericol. Iată ce zice cartea evrei, capitolul 11. Prin credință, referindu-se la Avram și la patriarhi, a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și-a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moșteritor cu el a aceleași făgăduințe. Și aici găsesc cuvântul care îl motivează pe Avram să rămână în credință, căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Cel motivează pe Avram să treacă biruitor prin momentele grele când credința i a fost testată, a fost privirea ațintită spre un alt țărm, spre țărmul ceresc. Cel poate motiva să rămână credincios pe Isaac al Carain sau pe tine, cel care mă ascult și trece acum prin momente grele în ce privește testarea credinței tale, e să nu uiți că nu se ternă totul aici pe pământ, că urmează o cetate tare al cărei meșter este Dumnezeu, că Dumnezeu e cu noi aici dar rămâne credincios și după moarte și ne așteaptă răsplătirea. Încă n-am ajuns la țărm. Suntem încă testați în credința noastră, în felurite moduri, unii mai greu, alții mai ușor. Dar nu uita că finalul nu e aici. Finalul e în momentul în care trecem dincolo și ajungem în cetatea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi. Rămâne stare în credință.